Există o legătură foarte mare între diabetul zaharat tip 2, tot ce înseamnă insulinorezistență și proinflamație și multe boli neurodegenerative. Nu știu să existe o relație între scleroza multiplă și diabetul tip 2, dar între Alzheimer sau demențe, da, tocmai pentru că în aceste boli, ca și în scleroza multiplă, există o inflamație mare, dar și o afectare a microbiotei. Și sunt studii care încearcă să găsească o legătură între diabetul zaharat de tip 2 și progresia sau chiar apariția bolii. Și cum trebuie adaptată dieta în funcție de această legătură dintre diabetul zaharat și scleroza multiplă? Cum putem să ne adaptăm dieta ca să evităm apariția diabetului zaharat tip 1 sau chiar tip 2 când avem scleroză multiplă, să evităm exact această dietă occidentală, high fat, high sugar, pentru că această dietă crește inflamația, modifică microbiota și aparent poate declanșa alte boli autoimune, cum e diabetul zaharat tip 1 sau bolile reumatologice, sau pot să ducă la obezitate sau insulinorezistență și de aici și diabetul zaharat tip 2 și apoi la multe alte complicații. Cu cât avem un stil de viață echilibrat, cu o dietă mediteraneană, cu multe legume, fructe, cu grăsimi de bună calitate, cu o proteină slabă și cu cantități echilibrate plus multă mișcare, cu atât reușim să gestionăm depunerea grăsimii de la nivel abdominal și să evităm apariția diabetului sau a altor boli autoimune sau degenerative.